Bună ziua, doamnelor, domnilor și dragi copii! Azi, la școala de televiziune Dicție.ro, vorbim despre maci. Au împânzit câmpuri întregi cu florile lor, roșii și delicate, spre bucuria celor care l-au surprins în fotografii. Trebuie să știți că macul este folosit la fabricarea unor medicamente sau în mâncare. Mâna sus, cine preferă cozonacii sau covrigii cu semințe de mac? Știați că, în mitologia greacă, zeul morții purta pe cap o coroană de maci? Pentru că din această plantă se pot extrage și substanțe periculoase pentru om. Atât despre maci. Eu sunt Andreas, numai bine, pe curând!